Persoanele care așteaptă colete poștale trebuie să știe că în Gorj nu sunt probleme cu distribuirea acestora. Recent, reprezentanții Poștei Române au anunțat că din cauza gerului pot exista întârzieri. Însă nu și în Gorj, garantează reprezentanții Oficiului Județean de Poștă. Cei care au însă de îndurat temperaturile scăzute sunt poștașii, care, indiferent de starea vremii, trebuie să-și îndeplinească sarcinile de serviciu. Compania Națională Poșta Română a adus la cunoștința populației faptul că în urma condițiilor meteo extreme, traficul trimiterilor poștale, atât la nivel național, cât și internațional, poate fi afectat în perioada următoare. Având în vedere temperaturile extrem de scăzute, este posibil să apară întârzieri în ceea ce privește timpii de circulație în traficul poștal. Estimăm că această situație se va manifesta până în jurul datei de 22 ianuarie 2017, a anunțat Poșta Română. Dacă la nivel național există o problemă în ceea ce privește distribuirea coletelor poștale, la Gorj situația se prezintă diferit. Nu ne ivim de astfel de probleme din cauza temperaturilor scăzute. Doar poștașii se plâng de temperaturile scăzute. Deși timpul este foarte geros, probleme în distribuirea tuturor trimiterilor poștale se face la fel ca și în perioada cea caldă. Este dificil totuși pentru colegii noștri care umblă prin ger în această perioadă. Nu există niciun fel de probleme în distribuire, nici cu coletele poștale, nici cu celelalte trimiteri poștale. Specialiștii atenționează că nu vom scăpa de temperaturile scăzute nici în zilele următoare.